ziua! Salutare, băi! Bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Morecambi. Astăzi avem mare episod de transferuri. Facem transferuri, ne întărim echipa pentru Liga 3. Am adus, după ce am încheiat episodul trecut, am adus 2 sau 3 jucători, parcă. O să vi arăt imediat. L-am adus odată pe ăsta, pe Vyacheslav Diakov, 17 ani, 64 overall, vedem ce dă din el pe viitor. L-am adus pe Osman Bucari, mulți îl știți deja, că l-am avut în multe cariere, 73 overall, 25 de ani, un pace extraordinar, e ce ne trebuie. Și atât, am adus 2. Nu mai știam sigur 2 sau 3, dar e ok. Eu mi-am pregătit un pic lista de transferuri. M-am interesat de Milot Rașița. Vreau să-l aducem pe Akintola. E liber de contract și chiar vreau să-l aduc. Mulți aici doar m-am interesat de ei. Vreau să-l aduc și pe Aaron Maluda. Și chiar acum o să-i facem ofertă de transfer. Da. Deci practic n-am putut să-l cumpăr pe Maluda. În schimb, l-am împrumutat un an cu opțiunea de cumpărare. El costă 1.700.000 de euro și eu am oferit 1.650.000. Cu ocazia asta vedem și cum se comportă și ne hotărâm atunci dacă îl cumpărăm sau nu. Bun. Pentru Vega n-avem bani. N-avem bani sub nicio formă. E prea bun pentru noi. Nu știu dacă ne-ar ajuta Ghezali la ceva. Da. Până una alta, hai să facem o ofertă lui Akintola să vedem dacă putem să-l aducem. Semnează, dragilor, Akintola vine la Morecambi liber de contract după ce și-a terminat contractul cu Adana Demirspor. Eu sunt mândru, mie îmi place, mie îmi convine. Ăsta nu știu ce e de capul lui, vedem ce ne zice scouterul după aia. M-am mai interesat de câțiva. Dar să vedem și noi mai întâi care, cum și în ce fel. Așa. Dacă ar fi un preț accesibil pe Rașița, l-aș cumpăra. L-aș cumpăra, de prea l-aș cumpăra. Dragilor, ajunge și Aaron Maluda la Morecambi. L-am adus pe acest tânăr. Vom vedea ce dă din el. Iar apoi... apoi ne vom decide. Îl cumpărăm sau nu îl cumpărăm? Așa, mă, tată. L-am vândut și pe Bado pentru 1.250.000 de euro. Am rămas cu 850.000. De eu zic că e mai mult decât suficient. Vom aduce un fundaș în locul lui și vom întări echipa. Ne aducem și portar de rezervă, dragilor, sau poate cine știe, titular. Le aducem pe David Acuña. Sunt curios ce overall are. Bun. Hai cu un 70 overall. Ăla-i, tată, nu... Bă, deci ca idee, eu am zis la Caterin că nu știam care are 70 overall. Și are 18 ani. Deci e clar, pe Durbozoan că putem să-l vindem și ne mai aducem un portar de rezervă. Ha, ha, ha.
Sau îl ținem pe Durbozoan, ca acolo de zile negre. Aducem un locuitor pentru Badeo, dragilor. Semih Güler de la Adana Demirspor pentru 1,5 milioane. Are 29 de ani, dar are 70 overall. Cu siguranță ne va ajuta. Va fi bun acolo în apărare. Man. Puteam să-l iau și mai ieftin. Mor aici. Dragilor, am acceptat ofertă pentru Durbozoanca de 880.000 de euro de la Eldense. Nici măcar nu știu din ce țară e, dacă mă credeți. Dar probabil ceva Spania. O să căutăm oricum un alt portar ca să avem de rezervă și cred că o să ne mai întărim puțin echipa și totodată să-l băgăm de vânzare pe Abdurisag. Și mai aducem un jucător, dragilor, de la Beşiktaş chiar. L-aducem pe Kartay Yılmaz. 2.350.000. E și CDM și mijlocaș central. Bă, eu zic că e o afacere bună și ne va ajuta mult. Și se descurcă și bine. Are statusuri destul de ok. Dar îl vom vedea în meci. Mai am câțiva jucători de care m-am interesat, dar deocamdată așteptăm. Sper să găsesc și un portar ca să-l înlocuim pe Durbozoancă, dar până una alta o vedea. Ofertă pentru Corneliu Toma de la Hertha Berlin. Sau las. Când o fi să-l vând, îl vând eu. Bă, primim o ofertă aici pentru Abdurisac de la Bristol City. Să-l dăm pe Abdurisac și ne-l dă la schimb pe Mark Sikes. Sykes, Sikes, Mark. În fine, are 69 overall, valoare de 1,5 milioane. Bă, mie îmi sună bine, sincer. O să acceptăm. Negociem cu Marc și vedem după aia. Gata, dragilor, am negociat contractul lui Marc. A fost semnat. Scăpăm și noi de Abdurisag, că mi-a scos perii albi în finalul sezonului. Dar până una alta avem meci cu Portsmouth. O altă echipă cu care făceam eu Road to Glory în FIFA 15. Morecambe în 16 și Portsmouth în 15. Echipele sunt în felul următor. Bun. M-am gândit. Văd că Alinuțu e un pic cam obosit. Și o să fac o nebunie. Pentru meciul ăsta va juca Akinto la titular. Da? Bun. Hai să dăm bătaie la meci. Jucăm acasă. Și începem așa. Acuña în poartă. Ahmed, Güler, Rus și Tutonda în apărare. Alvarado, Yılmaz, Ado și Bucari la mijloc. Și Maluda. Dacă e clamă. Iar Akinto la atac. Sper să facem față și să demonstreze băieții ăștia ce pot, nu? Să înceapă nebunia, dragilor. Debutăm în Liga 3-a. Nu cred că va fi un meci ușor, dar bă, am făcut niște transferuri și eu zic că ne vor ajuta. Akintola pasează bine aici în bandă pentru Ahmed, încearcă să centreze, dar Svensson respinge în afara careului. Swanson, de fapt. Bucari
Bucarii pasează bine aici pentru Ahmed. Bucarii rămâne la balon. Încearcă șutul, dar este blocat. Pul. Bojinovski. Dokeril pentru Stevenson. Scully. Ce a fost? Că nu-mi dau seama. Probabil offside. A doua pasează aici pentru Tutonda. Rus. Rus trimite aici o minge bună pentru Ilmaz. Ilmaz din afara careului. Razant pe lângă poartă. Vreau să ajungă și ei la poartă. Să șuteze, să vedem de ce e bun Acunia. Nu? Guler. Doukeril. Guler intervine bine acolo. Ilmaz. Ilmaz schimbă bine partea aici cu Alvarado. Alvarado cu o centrare. Akintola reia cu capul, dar destul de slab. Bun. Ahmed sare bine acolo la cap. Akintola pentru Bucari. Bucari aleargă bine aici în bandă. Bucari. O centrare a lui Bucari. Ilmaz reia, dar Sparks respinge mingea și avem out. Bă, am început bine meciul, dar am bătut out-ul ăsta jalnic. Bun, sare bine acolo Tutonda la cap. Akintola câștigă posesia acolo. Pierdem în cele din urmă. Bă, ce observ eu e că în lotul lui Portsmouth nu mai e niciunul din aia pe care îi știam eu. Alvarado. Alvarado blocat acolo de Sparks, dar rămâne la balon. Alvarado. Centrează Alvarado, dar Norris reține balonul. Rus cu capul pentru Akintola. Akintola din afara careului. Apără Norris. Swanson schimbă partea bine aici cu Scully. Scully deposedat de Tutonda. Am știut eu de ce nu-l vând, mă, pe băiatul ăsta. Alvarado. Alvarado pasează bine aici pentru Akintola. Akintola intră în careu. Șut. Akintola apără Norris. Pasăm simplu aici pentru Bucari. Bucari pasează pentru Rus. Mamă, ce a scos-o Norris pasta, bă. A doua încearcă șutul din marginea careului acolo. Bă, în schimb, știți pe cine n-am văzut eu meciul ăsta? Pe Maluda mă mânca. Deci nu-mi dau seama unde ar putea fi Maluda. Ilmaz. Güler. Fomam. Maluda, mă, uite-l aici, mă, dar de ce e fundaș? Stai așa că nu înțeleg. Bă, jocul ăsta se droghează, pe bune. Deci, pe bune, pe bune se droghează jocul ăsta. Ia uitați-vă voi. Așa, în gherla. Bun. Am făcut aici schimbările necesare. Rus. Rus greșește pas acolo. Bishop pentru Scully. Sparks. Doukeril. Doukeril. Stevenson. Acunia reține. N-a fost un șut nemaipomenit, dar a reținut. Alvarado. Alvarado pierde acolo. Lane pentru Bishop. Bishop deposedat bine acolo de Güler. Güler rămâne la balon. A doua pentru Bucari. Bucari pierde în fața lui Sparks.
Vine Rus. Corner pentru ei. Bucarii sare bine la cap. Akintola acum. Akintola pleacă bine. Akintola. Excelent. Încearcă acolo pasa, dar n-a fost o pasă extraordinară. Și 1-0. Stevenson înscrie pentru Portsmouth în minutul 66. Bă, am jucat bine, dar... nu știu ce se întâmplă. Akintola driblează bine. Akintola. Akintola scapă spre poarta. Akintola șut pe lângă poartă. Maluda sare acolo la cap cu Bojinovski, dar nu reușește să câștige posesia. Swanson. Raget. Bojinovski. Bishop. Greșește pasa acolo. Bishop. Bucarii. Bucarii pasează bine aici pentru Aaron Maluda, dar este deposedat. Sparks. Scully. Semih Güler pentru Homam. Alvarado. Alvarado driblează bine aici. Alvarado, dar este deposedat de Swanson. O să fie un duel crâncen cu Portsmouth sezonul ăsta. Acuna reușește să respingă din nou. Haide o tată. Ilmaz pentru Maluda. Din nou Ilmaz la balon. Akintola scapă din nou. Akintola, pasăm aici în fața porții și Maluda înscrie pentru 1-1 în minutul 89. Reușim să egalăm. Aaron Maluda marchează la debut. Bravo, tată. Bojinovski. Câștigăm aici posesia prin Maluda. Akintola pasează bine pentru Ilmaz. Ilmaz intră în careu. Ilmaz șut. De unde a încercat o Akintola pe aia? Bă, mai bine nu șutam direct, ci încercam să driblez. Cam asta a fost, băi, dragilor. Final de meci. Reușim să facem 1-1 cu greu. Cu greu facem 1-1. Se putea mai bine de atât. Noroc cu Maluda. Așa. Aher, ofertă pentru Maluda, pentru Abdurisag. Bă, mie mi se pare ok oferta, o să o acceptăm. Care se gândește primul, ăla îl semnează. Hai să mai avansăm un pic. O să avem meci cu rezervele. Da. Abdurisag semnează cu Bristol și vine Mark Sikes. Da, tată, bravo. Bravo, mi-a plăcut. Abdurisag a fost vândut, o să vedem episodul următor ce mai semnăm.
Până una alta, cam asta a fost tot pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa, pa!